Haideți să vedem cum este această gelatină, slime, nici nu știu cum să o numesc, că se numește gelatină zgomotoasă pe un verde. Am luat și este tot de la Jumbo. Haideți să vedem cum este. O desfacem. Să vedem cât de zgomotoasă este, oare. Interesantă ca textură. Hai să vedem de ce este. Se rupe. Nu știu cât este de bună. Cum miroase? Foarte bun. Interesantă. Dar nu este foarte elastică, în schimb. Se întinde. Abia după ce te mai joci un pic cu ea. Dar de ce o are o fi zgomotoasă? Face așa? Nu e foarte faină la întindere. Ia uitați, se și rupe. Da. Deci, acest model cred că ar fi mai ok dacă l-am amesteca cu alte slime-uri. Să-și schimbe un pic textura. Haideți să vedem dacă o amestecăm cu un slime făcut de mine. Și de tine, bineînțeles. Ia uitați. Din glicerină boraxată și lipici. Tot de la Jumbo. Și haideți să vedem dacă le amestecăm peste două. Ce iese? Ce culoare mișto. Foarte faină culoarea. Dar nu știu cât de maleabil o să fie. Foarte fain, ca un șarp. E foarte faină la textură. Cam tare. E și cam tare. Dar e bun. Dar este ok, da. De joacă este bun, mami, nu? Da. E super chiar de joacă. Bun, atunci. Ia uitați. Se mai și rupe. Se rupe, nu? Da. Nu are o textură ok, dar... Dar este bună. Este ok. Pentru copii este extraordinar la joacă. Ia uitați. Cu cât te joci mai mult cu el, cu atât devine mai maleabil. Super, atunci. Să... Îl punem în... cutie. Punem căpăcelul. Păstrăm pentru joacă pe mai târziu.
Pe curând!